ceva, băieți, și bine ați venit la un nou challenge în FIFA 20, în drafturi, băieți. Astăzi facem draftul UEFA Champions League. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like. Hai să încercăm să ajungem peste 3500, dacă iubești seria cu challenge-uri pe canal. Și de asemenea, nu uita că ai reducere pe argol.com/ro, linkul în descriere. Codul de reducere este OVI. La checkout găsești acolo cele mai fine articole sportive și lifestyle. Deci găsești și Adidas de stradă, să zic așa, tricouri, o grămadă de chestii foarte faine la un preț rezonabil. Ziceam că facem draftul UEFA Champions League și este foarte simplu. Regulile sunt foarte, foarte, foarte simple. Avem doar câteva echipe rămase în cursa pentru trofeul Champions League. Avem voie din fiecare player pick să alegem doar jucătorii care aparțin de aceste echipe. În cazul în care vom avea mai mulți jucători în acel player pick din echipele din Champions League rămase în luptă, atunci vom fi obligați să alegem jucătorul cu ratingul cel mai mare. Avem Atalanta, PSG, Barcelona, Bayern, Red Bull, Leipzig, Atletico Madrid, Manchester City și Olympique Lyon. Acestea sunt ultimele 8 echipe rămase în luptă și hai să vedem formația pe care o vom folosi. 4-2-2-2. 4-2-2-2, zic eu. Un sistem de joc bun anul acesta. Hai să vedem la Capitano ce facem. L-avem pe Messi, fii atent. Avem Arsenal, Hertha, Barcelona, Real Madrid, Barcelona. Avem 2 jucători de la Barça, highest rated Messi. Mergem obligatoriu pe Leo Messi. În continuare, n-avem niciunul. Celta, Borussia, Mönchengladbach, Köln, VfL Wolfsburg și Al-Hilal. Highest rated aici obligatoriu, dar nu avem altceva din Champions League. Ilmaz, Giroud, stai puțin, Beşiktaş, Chelsea, Real Madrid, Real Sociedad și AS Monaco. Niciunul dintre cele 8 echipe și vedem că cel mai high-rated acolo am văzut! Bă! N-am jucat niciodată cu el! Păi ești nebun! Și am avut noroc că nu e nimeni din Champions League în player pick și pot să-l iau! Ești nebun! Te mult găsit să-mi venie de... Mamacita! Ho, ho! O nebunie! Totală! Totală! Totală nebunie! Acum ce avem? Avem... Tot Mönchengladbach, Unii Catolica, Buenos Aires, Real Sociedad și Başakşehir. Başakşehir. Highest rated este 85 Stindl. Mamă, stăm rău pe chemistry. Rău de tot. Dă-ne și nouă, te rog, din Champions League. Dă-ne Atalanta! Manchester United, America de Cali, Atalanta, Independiente, Medellin și Spurs. Gomez intră bine acolo. Draftul Champions League. Petit Gattuso. Fabinho, Atuesta și Cop. Fii atent. Avem ceva? N-a mai rămas. Liverpool nu e. Altmark și LA Galaxy sau ce e asta? Nu e. Cel mai high rated este Petit 92. Exact ce ne trebuie. Nu? Exact ce trebuie, bro. Ia, în continuare avem Real Madrid, LA Galaxy, Real Betis, AS Altmark și Chelsea. Niciuna nu a rămas. Nu e din Champions League. Highest rated este Atuesta. Hai, vino cu Atuesta. Valencia, Da Costa, Tangioia, Frankfurt, Guangzhou, Binazur și nimic. Bro, nimic și highest rated este 91. Va fi un challenge mai dificil decât mă așteptam. Trebuie să recunosc, mai dificil. Ginter, bă, da, mi-a dat de la Borussia Mönchengladbach 3 jucători, frate, până acum. Porto, Barcelona, Barcelona. Titi să fie primit, nu vrea aș de la Chemesi, dar mult pe partea cu Petit și o să fie bine. Avem ceva aici, Atletico Madrid ne iese aici. Atletico Madrid, mai e altcineva rămas? Nu, Atletico este și fii atent că o fac așa și îmi crește un pic, ar trebui să-mi crească după aceea la Umtiti. Fundaș stânga, Oviedo, Brené, Renan, Lodi, Șurf, Max. Atletico, mi-a luat un pic până să mă prind de golăneală. Fii atent, stai puțin și așa, 76, bun. Nu-i chiar atât de rău. Radeki, Bauman, Navas, Szczesny și Donnarumma.
Piemonte Calcio a pierdut, mă, Juventus a pierdut. PSG-ul, în schimb, se ține în luptă acolo. Este și suntem obligați la Navas de la Paris Saint-Germain. Nu ia chemistry deloc, din păcate. Următorul, avem pe Donnarumma, Lopez, Rufi, Olympique Lyon! Olympique Lyon, bun. Dar ce asta se... Asimona, ce asta? Nu, mă, nu e... Fiat, în ce echipă e asta? Unde zice, frate, stii? ASS e asta, e... Îmi scapă, în fine. Lopez mă ajută în vreun fel? Nu mă ajută în niciun fel. Lach. Asta este ce să faci? Ce fac aici? N-am voie. Ești obligat la Giordica. E Champions League. Ești obligat la Giordicovic. Giordi, hai vine Giordica încoa. Un pic mai bine așa, nu? Un 79, nu sunt chiar atât de rău. Label Mariano Mar... alegere timpul de season, ești nebun. Galata, Porto, Guanzao, Benevento. Nu e niciunul din Champions League. Luăm highest rated. Doi jucători highest rated, Mariano și Marcano. Te zici Jordi Alba pe partea cealaltă? Zici tu, Mariano, brazilierul, right back, nu mă ajută. Marcano, vedem pe parcurs cum putem să îl lipim. Gerard Moreno, Sancho, Icone, Pepe și Neymar. Neymar de la PSG, să vezi că ne-a scos. Dortmund, Lille, Arsenal, Villarreal. Ney, uite ce frumos, ce ni se leagă, ce ni se... Mai avem, stai puțin, Arsenal, Lech, Poznań și Atletico Madrid, Red Midfielder, ok, suntem obligați să băgăm în primul 11. Când avem ceva de Champions League, chiar dacă pierdem chemistry, trebuie băgat acolo în primul 11. N-am ce să fac, o viță, n-am ce, 78 chemistry, ai. Dar știindu-l ăsta, ce zicea om? Nu stai un pic, așa, 83, uită la el, mă, că nu zice chiar atât de rău. Ia, Mbappé! Bayern, fii atent și iau highest rated, sunt obligat. Care este Mbappé highest rated? Ok. Faza e, uite, ziceam eu că să fiu obligat să-l bag în primul 11, dar ar însemna un pic să-mi cam bat joc de el, știi, în primul 11, să-l joc în 2 chemistry. Chiar nu știu ce să zic aici. Nu știu ce să zic. Vedem, stai puțin. Mahrez, Corne, Bale. Avem Real Olympique Lyon, right winger, mi-a dat numai right winger, m-a căpiat cu right winger ăștia, mamă, mi-a dat eroare, m-a zăpăcit total m-a zăpăcit. Hai să vedem următorul, Thiago Silva, Munir, Sevilla, PSG, vezi că ești cu PSG-ul, Thiago, bun, au picat câțiva jucători, să știi, Cristiano Ronaldo nu mai e, Bayern în schimb este. Și City, alegerea aici, Silva pe Mahrez, doi jucători rămași. A, aici nu prea contează, nu cred că e unul care a rămas în Champions League de aici, 74 să fie. Și ultimul, parapam, Sergio nu e. Avem Real, Dortmund, Frankfurt, PSV, nu-i niciuna, nu? No, highest rated este Kostic. Kostic. Acum să jucăm pe bancă. Îmi vor juca băieți din Champions League. Vă promit că joacă. Dar în schimb mi-aș bătea joc de echipă dacă i-aș juca din primul minut, deoarece nu putem să facem chemistry. Astfel, vă arăt cum vom juca după minutul 1. Păcatul mare e la portar aici. Chiar nu am pe nimeni. Chiar dacă pierd o schimbare după aia să-mi crească puțin, uite, pe Messi, bă, pe bune, singurul. Oh, Messi sau Mbappé? Ești nebun. Înseamnă să-l țin pe Messi în 3. Păi nu pot, bro, să fac așa ceva, mă. Mă seacă pe suflet. Nu pot. N-am cum să fac așa ceva, îmi pare foarte rău. E, băieți, cred că am reușit. Un full lineup cu jucătorii rămași în Champions League. Fii atent, avem PSG, Atletico Madrid, PSG, Barcelona. Hai că nu ăsta aici, dacă nu-l pun pe hai că nu ăsta să alege praful de trebuie să-l pun. Trebuie. PSG, Atletico Madrid, Atalanta. Și uiteți la jucătorii. Un chemistry decent, echipă decentă. Eu zic că a reușit mare lucru. După minutul 1, cred că mut Coche la mijloc. Jordi Alba fundaș dreapta, nu-i chiar atât
foarte rău. Messi, că Mbappé, Neymar, hai că vă arăt după minutul 1 cum arată totul. Hai să vedem și la manager. Ne ajută oare brazilianul la 78? 80! 78! Dar stai mă puțin, stai. Am pe vreunul care e din... Nu, care e din Champions League? No, n-avem. Deci poți să le pe spaniolul ăsta cu 80 și arată chiar decent, decent echipa. Primul adversar, 4-2-2-2. El are și el pe Neymar, dar de 95, Shevchenko, Ronaldinho, bună echipă. Și capita cu Tomori, Dumfries pe dreapta, camera pe stânga. Bun, bună echipă. O, pasă bună! Kylian, se vede lipsa de chemistry. Super! Hai cu golul! Neymar, nu cred, frate, nu cred, of! Bine, mă! Super golul, Ney! Hai, Lodi, hai, Lodi! Bravo, Lodi! Ah, bunicică, bunicică ocazie. Bine, Silva. Bravo, bro. Frumos aici. Hai, te Neymar, te mănânc. N-am unde. N-am avut unde, frate. N-am avut unde să dau. N-am ce să fac la fază asta. Mamă, n-am ce să fac. N-am ce să fac cu fundașii. La viteză sunt dezastru, vai, nu pot să cred. Mamă. N-am, sunt foarte slab fundașii. Extrem, are 99 pace și al meu are 70 ceva. Nu cred că a scos-o Allison. Cum a scos-o frapa asta? Haide mă, Lodi, mă! E offside! Of, ce păcat, ce fază bună! Hai, Ben Yedder, n-a vrut să intre. Am avut mai multe ocazii decât adversarul, dar asta e. Vai, ce ratare! Vai, dar e vina mea. Am încărcat prea tare. N-ai ce să faci. N-ai. Asta e stați. Și acum trage de timp. Uitați-vă și voi, frate. Într-un draft la 3-1 pentru el. Acum am făcut eu challenge, jucătorii slăbuți, apărare inexistentă, dar te prinde o viță la 1x și șașera trebuie să te bată. Îmi pun dorință de Crăciun să te prind, să-l prind pe ăsta la Weekend League. Dorință de Crăciun îmi pun. Pierde, din păcate, primul meci. Oh, primim un draft token. Băi, lăsați un comentariu mai jos, spuneți în ce challenge să facem un draft următor. Asta a fost un challenge... dificil, deoarece am ajuns să jucăm cu o echipă cu low chemistry și cu o echipă în care am jucat cu mulți jucători gol, să zic așa. Apărarea ne-a mâncat, am avut câteva ocazii de a marca, din păcate nu s-a putut. Asta este data viitoare, ne luăm revanșa. Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like, noi ne vedem în episodul următor. Pa, pa!